În alt prezenția voastră, părinte profesor, doamnă profesor, iubiți elevi, onorat auditoriu. Îmi revine bucuria de a vorbi astăzi despre ceea ce înseamnă dimensiunea spirituală și teologică a acestei mișcări numită Rugul Aprins. Desigur, prin apariția ei pe scena istoriei în anul 1945, se creează sau se pun bazele renașterii spirituale de tip isihast a spiritualității românești. De aceea mă îndrept cu precădere în acest discurs spre importanța și folosul rugăciunii isihaste prezentă în cadrul acestei mișcări numită Rugul Aprins. Această mișcare, Rugul Aprins, capătă această dimensiune spirituală sau ia amploare spirituală odată cu venirea părintelui Ioan cel Străin, care aduce cu sine și prezintă în cadrul mișcării acea lucrare numită Zbornicul, o lucrare care adună în sine sfinți părinți ruși, practicanți ai rugăciunii isihaste, dar și metodologia rugăciunii isihaste. Această rugăciune care însemna, de fapt, o retragere din exterior spre interior, o fugă de lume spre a interioriza ceea ce reprezintă identitatea noastră, fiind creați persoane după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Apariția mișcării isihaste, Rugul Aprins, pe fondul opresiunii comuniste, despre care a vorbit și doamna profesor în prealabil, face ca omul contemporan, intelectualul, dar și clericul, în fuga sa de această lume, de această opresiune, să se orienteze către interior. Și căutându-se pe sine în interior, îl descoperă pe Dumnezeu. Ori această descoperire a intelectualului este foarte frumos educată de clericii de la centrul unde se adunau aceștia din Rugul Aprins, de la Mănăstirea Sfântului Ierarh Antim, în care, sub această oblăduire a părintelui arhimandrit Benedict Ghiuș, iată, educă spiritul acesta intelectual al vremii, arătându-le intelectualilor că Dumnezeu nu este o achiziție a intelectului. Creștinismul nu este o sumă de norme sau o sumă de reguli. Creștinismul este viață, este trăire. Reprezintă un rit al trăirii Duhului Sfânt. De aceea și spuneau părinții bisericii că orice ieșire din acest rit al trăirii Duhului Sfânt reprezintă o pierdere a identității noastre proprii. De aceea, iată, odată cu această manifestare a isihasmului în rândurile membrilor cenaclului Rugului Aprins, începe o căutare și un efort continuu susținut de aflare și de asumare a isihasmului în rândurile intelectualității românești, dar și a clerului. Se caută cu precădere teologi isihaști români, începând cu Paisie Velicicovski, cu părintele Gheorghe de la Cernica, apoi toți ceilalți sfinți părinți aparținând secolului 15, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Grigorie Sinaitu, promotorii curentului isihast, iată că pun la îndemâna membrilor Rugului Aprins
toată metodologia realizării acestei rugăciuni isihaste. Și vedem cum membrii acestui cenaclu, rând pe rând, în întâlnirile lor, dezvoltă teme foarte interesante, dedicate tocmai rugăciunii lui Iisus, între care putem să amintim pe Voicu Voiculescu, care, iată, realizează acel poem Călătorie către inimă. Vasile Voiculescu, Călătorie către inimă, sau Paul Constantinescu, care realizează acel canon frumos, acea cântare corală adresată rugăciunii inimii, precum și fondatorul acestei mișcări, realizează acel frumos imn acatist dedicat rugului aprins. Pentru că rugul aprins își derivă această denumire tocmai de la acel moment, de la acel episod din Vechiul Testament, unde Moise, pe muntele Horeb, vede în rugul aprins pe Dumnezeu, rug care ardea și nu se mistuia. Și Sfinții Părinți tălmăcesc că aceasta preînchipuie pe Maica Domnului, pururea Fecioară Maria, care primește în sine pe Fiul lui Dumnezeu și pentru că El este foc și lumină dumnezeiască, ea nu se mistuia. De aceea, iată că și membrii rugului aprins se folosesc de această imagine pentru a ne o da nouă ca model și ca inspirație pe Maica Domnului, pururea rugătoare sau rugătoare neîncetată. Această rugăciune neîncetată i-a făcut pe acești membri, iată, să ajungă la un mod de trăire și intelectuală și să combine activitatea intelectuală cu activitatea duhovnicească. Ori, cum ne învață părinții bisericești, rugăciunea isihastă nu este ușor de realizat. Pe cât de ușor de rostit este, pe atât de greu de înfăptuit este. Pentru că această rugăciune trebuie să implice și să angreneze întreaga ființă umană. La fiecare cuvânt rostit din această rugăciune trebuie să vibreze întreaga ființă umană, psihică și trupească. De aceea și părinții bisericești recomandau ca această rugăciune să se facă sub ascultarea unui duhovnic, care și el, de altfel, este practicant și trăitor al acestei rugăciuni. Spunea Sfântul Vasile de la Poiana Mărului că această rugăciune era dedicată în special monahilor, pentru că se făcea sub ascultare. Ori mirenilor sau laicilor care mergeau după voia lor, nu le era indicată, pentru că nu stăteau sub ascultare. De aceea și părinții sau duhovnicii învățau și recomandau ca laicii să practice această rugăciune a inimii de 3-4 ori pe zi, câte 15 minute, ca astfel să se dedice și să reușească un exercițiu al acestei rugăciuni. Rugăciunea lui Iisus a fost numită așa pentru că are în centrul ei pe Iisus Hristos Mântuitorul. Pornind de la cuvintele orbului Bartimeu din Ierihon, care striga după Mântuitorul, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, coroborate cu rugăciunea noastră constantă din biserică, Doamne, miluiește, iată că au dus la realizarea unei rugăciuni extrem de dense și de concise, prin care noi putem să ne unim cu Dumnezeu. În acest tip de rugăciune, pornită de altfel de la cuvintele Mântuitorului, voi când vă rugați să nu fiți ca fățarnici, ci să coborâți în adâncul inimii voastre. Și de acolo să vă rugați în taină Tatălui vostru celui ceresc. Și Tatăl vostru, văzându-vă, vă va răsplăti vouă în ascuns. Deci iată tipul de rugăciune al coborârii în inimă.
este numită într-adevăr rugăciunea minții pentru că pornește din minte. Dar pornind din minte, ea trebuie să coboare în inimă. Și coborând în inimă, trebuie să adune în inimă întreaga ființă umană. Inima este cunoscută în scrierile Sfinților Părinți ca fiind centrul ființei umane, din care izvorăște totul. Așa cum și Mântuitorul Hristos spunea, din prisosul inimii grăiește gura. De aceea, așa ne învăța și Sfântul Marcu Ascetul, că inima este altarul ființei noastre, în care Hristos se sălășluiește la botez. Intră în străfundul ființei noastre și rămâne acolo. Dar el trebuie să crească. Așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, ca să ajungă la vârsta maturității de plinătății în Hristos. Ori această creștere trebuie să se facă printr-o rugăciune neîncetată. Și această rugăciune neîncetată, acest exercițiu al rugăciunii, nu se face ușor, cum am spus. De aceea, Sfinții Părinți au dezvoltat și o anumită metodologie de realizare acestei rugăciuni. Spre exemplu, Sfântul Ioan Scărarul spunea că atunci când aduci rugăciunea ta lui Dumnezeu, însoțește-o cu răsuflarea ta și atunci vei dobândi liniștea pe care o cauți. Sfântul Vasile de la Poiana Mărului continuă și completează această recomandare a Sfântului Ioan Scărarul, care de altfel spunea că atunci când rostim această rugăciune a inimii, să stăm pe un scaunel cu capul aplecat spre inimă și pe ritmul respirației să rostim această rugăciune. Prima parte prin inspirare și a doua parte prin expirare. Iar Sfântul Vasile de la Poiana Mărului continuă spunând că pe lângă acestea să punem și două degete ale mâinii drepte peste inimă, ca astfel să arătăm minții noastre încotro trebuie să se îndrepte rugăciunea noastră și mintea împreună cu ea, adică spre inimă, să o direcționăm acolo spre inimă. Aceasta era activitatea zilnică sau de tot timpul a membrilor mișcării rugului aprins. Devenise țelul lor, rugăciunea isihastă, scopul lor, de aceea și acatistul pe care îl realizează Sandu Tudor, vibrează de această stare, de această efervescență continuă de a-L dobândi pe Dumnezeu, de a te uni cu Dumnezeu în rugăciune. Și nu în orice rugăciune, în rugăciunea inimii, pentru că inima fiind altarul în care se sălășluiește Hristos, Hristos este lumina. Este lumina pe care, iată, o experimentează pentru prima dată Sfinții Apostoli pe muntele Tabor. Lumina ca energie necreată, izvorâtă din ființa lui Dumnezeu. Lumina care atunci era exterioară. Dar acum, prin sălășluirea lui Hristos în inima noastră, devine interioară. Iar cel care trăiește prin rugăciune neîncetată acest lucru, vede prin ochii trupești această lumină. Într-adevăr, a fost contestată această posibilitate, dar Sfinții Părinți învață că este posibil. Așa cum harul, ca energie necreată a ființei dumnezeiești, se sălășluiește în suflet, prin suflet ea iradiază și trupul. Și atunci și ochii trupești devin văzători ai tainei lui Dumnezeu, devin văzători ai luminii celei necreate. Și de aceea, iată, rugăciunea isihastă ne descoperă nouă identitatea noastră, aceea de a deveni Hristofori, ca Hristos să crească în noi. Și noi să devenim Hristofori. Aceasta a fost activitatea membrilor cenaclului Rugul Aprins și această activitate i-a transformat și i-a redat societății ca niște repere, ca niște modele
vrednice de urmat și de cinstit, pentru că ei au reușit. Au reușit să trăiască această rugăciune isihastă și să înțeleagă că prin unirea cu Dumnezeu în rugăciune se dezvoltă și crește întreaga ființă umană, între care și intelectul, și mintea, toate facultățile ființei umane se dezvoltă și se amplifică. Harul le amplifică pe toate, devenind așa cum era Adam în starea paradisiacă, văzând totul străveziu, clar. De aceea și părintele Paisie Velicicovski spunea că mai întâi rugăciunea trebuie să fie însoțită de asceză. Pentru că întâi trebuie să ne purificăm, trebuie să îndepărtăm patimile, să ne despătimim și abia în al doilea stadiu rugăciunea devine contemplativă, prin care vedem totul clar, vedem chiar și lumina dumnezeiască. Ori acești membri ai cenacului Rugula Prinț au experimentat din plin acest lucru, l-au transmis prin munca lor, prin activitatea lor și societății și bisericii în care trăiau. De aceea l-am și propus ca să fie model pentru noi. Vă mulțumesc!